Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori. Și uite așa, bonjurică, bonjurică, suntem nou încântați și foarte încântați să-i spunem Bună dimineața domnului nostru Viorel Ilișoi, care s-a întors să se răzbune aici la Morning Glory. Bună dimineața! Bonjurică, vino mai aproape de microfon, Viorel, te rog. Atât. Așa. Bun, a trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut, dar mai așa căpătăm experiență, să zicem. E o ocazie bună. Nu știu mai exact ce ne-a apucat, de la ce ne-am luat noi cu sărăcia asta, dar ne-am gândit că literatura română totuși are aerul că ar suferi de sărăcie, dar până la un anumit punct se pare că s-a întâmplat chestia asta. Sau de la un anumit punct încolo s-a întâmplat chestia asta. Și Viorel Ilișoi, mă rog, nu vorbim de cazul scriitorilor contemporani, anumitor scriitori avem contemporani. Avem și contemporani. Avem. Și bogați și săraci. Și o luăm de la ăștia vechi, de studiem noi la școală, cumplit meșteșug de tâmpenie. Alexandrie era bogat, nu? Păi da, era boiernaș. Avea conac la Mircești acolo și acum dacă te duci să vezi, are un parc cât Bragadirul. Se mânca bine, din ce am înțeles la el. Nu era cunoscut ca mâncău așa, dar... Aia care veneau pe la el, că veneau prietenii lui, toți scriitori. Era boier. Da. Ai zis tot, avea de toate. Clapon. Exact. Se mai mănâncă acum clapon în Moldova? Nu știu. Nu știu, că trebuie îngrășat și mai cu ce. Nu sunt îngrășăminte. Așa, bun. Alexandria avea bani, se duce plimba pe la Paris, era boiernaș, avea caleașcă, când la Iași, când la Mircești... Să nu-i plângem de milă. Nu, n-am zis că... Mai acolo să-ți povestesc cum la un moment dat Alexandria a făcut un gest grozav pentru un alt scriitor, ăla cu adevărat sărac, Bolintineanu. Așa. Și Alexandria, având bani, i-a cumpărat niște obiecte de ale lui Bolintineanu și le-a dat înapoi. O formă de a-i da niște bani să nu-l jignească. Drăguț. Da, și rar. Avem scriitori care au murit de foame? La propriu de foame nu cunosc. Sunt care au suferit. În România nu se murea de foame nici mai de mult, nici astăzi, mai ales printre scriitori de foame. De foame la propriu nu cunosc în literatura română. A scos Aurel Sasu o carte, da, foarte interesantă. Cum mor scriitorii. Mm. Sau cum au murit, da, cum mor scriitorii români. Și da, acolo tot felul de diagnostic. E interesant să citești, să vezi diagnosticul exact al lui Blaga, care ți se părea așa un om serios, dacă te uiți la diagnosticul lui cu ciroze hepatică, avea un ciroz de ultimul bețiv, așa un cazier medical. Da, cu de toate. Și n-am găsit acolo pe nimeni să fi murit de malnutriție sau de somarism. Spunea mai devreme de Adex Xenopol. Xenopol, marele nostru Xenopol, a dus-o bine. Actualmente amfiteatru în mai multe universități, cred. Și mai mult decât am dat și examen acolo, da. Și mai mult decât amfiteatru, sunt institute care îi poartă numele. Da. Eu am avut și un pisoi pe care l-am botezat Adex Xenopol. Da? Să știi, și cum îl strigai? Adex Xenopol. Da. Mi s-a părut că... Adormea până îl chemai. E un nume rar, da. Un pisoi. Xenopol a murit în sărăcie, săracul, zic așa, cu compasiune și cu obidă, că domnule, nu puteai să-l lași pe Xenopol să moară de foame în România. Dar uite că s-a întâmplat. Chiar avea probleme să-și cumpere pâine, dar spre sfârșitul vieții, că până atunci a fost profesor, a fost... Da. Spre sfârșitul vieții, bătrânețea, boala, nevoi, a ajuns în sărăcie cumplită, s-au dus prietene pe la minister, pe la parlament, domnule, hai să-i facem o rentă. S-a plimbat hârtia aia pe, ca și astăzi, așa, de la unul la altul și pe la urmă i-au aprobat renta aia, ca să nu moară omul de foame, dar au aprobat-o fix în ziua când a murit. Și l-am scăpat pe Xenopol, rușinos dus dintre noi. Așa. Bun, acum înțeleg că toți scriitorii ăștia, și Eminescu o ducea bine, Creangă, tu zici că Boșdeuca era... Pe ca să ai era un asset. Ca să ai Boșdeuca ta în Iași la vremea aia, la 1850-1880 până la 1889. Imaginează-ți cum arăta Iașul atunci. Era așa un orășel, un târg plin de boșdeuci. Nu oricine avea boșdeuca, alții aveau cașcarabetă. Adică mai puțin decât o boșdeucă. Adică, hai să facem, să descriem cașcarabeta. Nu știu, ca o debară așa, ca un veceu de scânduri, dar în care locuiai.
Ah, interesant. Cașcalabetă, nu știu, acolo, într-un bidonvil, într-un scândurvil, nu știu cum se zic. Așa. Deci o ducea bine. Și era preot, avea de toate, ne știm din literatură, știm din poveștile lui, știm de la Călinescu cum mânca. Da. Ole, când ai o oală de sarmale și un clapon și la masă și găgică cu 30 de ani mai tânără și alea, nu era chiar de... mai avea și debit de tutun. După ce n-a mai fost preot, a făcut afaceri cu tutun, cu... Nu știu cât rupeau cu impozitele pe atunci, dar probabil cu ceva rămânea. Rău a dus spre sfârșitul și el, spre sfârșitul vieții, când l-a chinuit rău epilepsia și n-a mai scris, n-a mai luat drepturi de autor. Eminescu la fel a dus-o bine, o perioadă bine. Decent, nu murea de foame. În ultimii 7 ani de viață, de la 1883, când a dat premiile semne de nebunie, după aia a dus-o prost. Rău. S-a dus, s-a chinuit, stătea pe la Sorsa, pe la Botoșan, pe la Harieta, a sfârșit, cum știm, într-un sanatoriu aici la București. Știi ce a cerut ultima oară înainte de a muri? I-a cerut doctorului prin vizita aia, că era închis ca într-o cușcă acolo, să ne imaginăm cumva, ca într-o celulă. Și a cerut un pahar de lapte. E ultimul lucru pe care l-a cerut Eminescu în viață. Da. Deci a suferit și de foame, dar... Nu e un blestem al scriitorului român să fie sărac. Există această imagine de spirit damnat de către social a scriitorului. Sunt trei lucruri. Unu, scriitorii au început să fie săraci de prin secolul XIX, când au început să-și apară, că până atunci scriitorii erau numai băieri, da? Da. Ionă Chițevă Cărescu, toți aveau coniace și... Da. Coniace și coniace, mișto asta. Nu aveau... Păi nu ți-am povestit cu un profesor de istorie care preda la răscoală și el era mahmur și spunea și s-au dus și au dat foc țărani și așa ce mai ardeau coniacele și conacele domn profesor, atată și primii noștri scriitori de la cronicare încoace erau oameni înstăriți, boieri cu ranguri, cu cei care puteau să meargă la școală, da? Pe scurt. Da. De secolul XIX când au început să apară de pe la 1820, când au început să nască Alexandrii, Valentinianu, Gheorghe Lazar, tot să nască cam pe la 1820, cam bate cu Revoluția lui Tudor. A fost și o revoluție în cultură. Nu știu cum s-a întâmplat. Cum s-a mai întâmplat după aceea în perioada interbelică, când a apărut brusc o pleiadă de scriitori. E, dintre aia au început să apară oameni săraci. Dar de ce? Pentru că ei erau scriitori într-un popor analfabet. Câte cărți puteai să scoți? Nu scoteai 100.000 de exemplare, că nu erau atâția știutori de carte. Da, ca acum. Acum sunt știutori de cărți, că văd că joacă toată lumea la poker, știi? Da. Dar nu sunt cititori dintre cei care știu să citească. Nu sunt cititori de cărți. Asta e că cititorii și scriitorii am sentimentul că apar în epoci diferite, știi? Da, a fost un delay așa. Întâi au apărut scriitorii și după aia s-a alfabetizat poporul și au început să apară și cititorii. Da, ai zis de la Vrancea. Era, adică aveau și alte meserii, mulți dintre ei, nu? Da. Cam cum e Mihaela Rădulescu, dau un exemplu, la întâmplare de scriitor. La acum. Noi, scriitorii care au făcut doar literatură, sunt excepții. La noi, nu știu cum s-a dezvoltat, așa a fost istoric, scriitorii făceau și altceva. Au profesori, avocați, așa, și mai scriau și cărți. Cine a avut curajul, chiar și în epoca modernă, să facă doar literatură, cum era Dumitrie Stelaru, cum era George Țărnea, cum e acum Radu Aldulescu, Daniel Bănulescu, ăștia a dus-o foarte greu dacă vrei să faci doar literatură. Țărnea era singurul, poetul George Țărnea, pe timpul lui Ceaușescu, din câte știu, era singurul care nu era angajat nicăieri. Aici, pe timpul lui Ceaușescu, era un gest de revoltă. Da. Și el scria texte de cântece, noi îl luam așa ca pe un poet minor, că îl știm din cântecele de muzică ușoară de la Angela Similia și așa mai departe. Versuri frumoase, dar dacă îi citești totuși restul operei, vezi că era poet. Dar el făcea lucrul ăsta ca să câștige drepturi de autor, să aibă din ce trăie. Am stat odată cu el la hotel, la Deva, la un festival literar și mi-a povestit lucrurile astea. Dar nu murea de foame. Daniel Bănulescu, prin anii 90, era ziarist la evenimentul zilei și a plecat de la ziar și s-a angajat paznic la un șantier și păzea o macara. Și stătea într-o gheretă acolo și se uita la macara aia să nu vină băieții să demonteze. Și
stătea în gheretă și scrie. A scris atunci Cei șapte magii orașului București, superbului roman. O ducea greu. Da. Să trăiască din literatură. Radu Aldulescu, cel mai mare prozator român de azi, zice lumea. Mă rog, nu neapărat să facem clasament. Are, nu știu, cred că 9-10 romane, toate traduse, mare scriitor și vai de capul lui, săracu. Stătea într-o cameră de la Uniunea Scriitorilor, s-a supărat de la Uniunea Scriitorilor pe el, l-au dat afară, s-a făcut chetă, hai să-i găsim un loc unde să stea omul. El nu-i prea interesat de bunăstare, vrea să scrie. Dimitrie Stelaru a fost taicăsu, a murit în primul război mondial, el s-a trezit copil orfan, chiar așa și semna primele lui 3-4 cărți, le-a semnat Dimitrie Orfanu. Până s-a întâlnit cu Jebeleanu și i-a zis că hai să schimbăm un pic planul și l-a dus la cer, i-a zis Stelaru, da, un pseudonim. Ăsta n-a fost niciodată angajat undeva ca un om serios. Făcea fel de fel de mulți. Era câncizmar, cânzidar pe la Bacău, a lucrat și pe mină, s-a dus pe Valea Jiului, pe acolo a dat în mină, dădea cu varpă. Gen panaitistrat, așa. Da, dar fără deschiderea internațională a lui, da, Istrate. Adică ăsta, dacă își tăia vena, își tăia în Cismigiu, nu în parc la Nisa. Da, e o altă amărgură, da. Da. S-a căsătorit de vreo 3 ori Dimitrie Stelaru. Not too bad. Ca să fie întreținut. Adică le dădea voie doamnelor. Ah. Să-l întrece. Până să ajungă la doamne, a stat la un prieten prin Alexandria, pe undeva, într-o cămăruță, vai de capul lui, și nemai avut bani prin anul 1940, a publicat o știre că a murit. Dar el a publicat-o de conivență cu, la înțelegi, cu prietenul lui. Și a murit poetul Stelaru, avea câteva cărți, vreo 6-7 publicate până atunci. Jale mare în țară, au curs panegiricile pe acolo. Banca Națională a dat 2000 de lei. Nu știu cât era 2000 de lei atunci, cât însemna, dar Banca Națională nu dădea mărunțiș, dacă dădea, nu? A dat Banca Națională bani, s-au umplut ziarele de articole pline de tristețe, curgeau lacrimile. Și asta stătea, asta vreo 5 zile ascuns, citea presa și râdea cu prietenul lui cu care a pus farsa la cale. S-a strâns bănișor acolo, ca să aibă unul cu ce trăie. Și când a strâns bani, s-a dus să se bărberească după atâta timp și l-a văzut Emil Bota pe stradă și s-a speriat. Aoleu, Stelaru trăiește, știi? A murit sărac, dormi prin gări, pe vai de capul lui. Asta chiar a fost boem. Și mare poet. Despre cine vrei să te mai zic? De la Vrancea. Zicea că era avocat? De la Vrancea, da. Nu suspectăm că n-avea ce pune la masă. Acum și sărăcia e relativă, doamne, dacă nu ai BMW și premii de 100.000 de euro cum primește Cărtărescu, poți să zici că ești sărac. Uite, da, n-ai BMW, dar ai un Opel sau ceva. Da, da, cât de cât, da. Ai un serviciu. Ai dosar depus la Academie, respins. Venind încoace, am auzit. Nu se duce el să depună. Ba trebuie să depui, asta e formalitatea. Ba da, dar îl propune cineva acolo. Dar tu îl depui, tu ca om. Da, dar nu te gândești tu, ia să mă duc eu, hai să intru mai propus, am înțeles că Eugen Simion i-a propus, nu mai știu, a avut și el două propuneri la un moment dat. Cei doi au refuzat. Când era academician, da. A propus două nume, da, destul de celebre, care au refuzat. Bun, eu nu văd nimic rău că... Dar nu avem o problemă, e foarte bine. Da, să trăiește bine. Îl propune cineva și probabil că i-a cerut domnul Cărtărescu, trebuie să depuneți un dosar cu șina aici la Academie. Și el s-a dus, eu vin cu șina și voi cu dosarul. Da, poate, așa. Lasă-l să fie. Cum se trăia în Botoșani? Ia să vedem. Sărăcie, scriitorii din Botoșani. Să vedem, lumea literară din Botoșani. În Botoșani nu cunosc un... a fost un boem perfect. Da. Horațiu Lașcu. Așa. Poet extraordinar, a murit la 33 de ani de alcool. A căzut pe stradă, i s-a oprit inima, că nu mai primise proteine, primea numai vodka. A. De ani și ani de zile. Ăla era boem. A scos o carte, Înălțarea se cheamă, superbă, și primit premiul unui scriitorilor pentru ea atunci, în timpul vieții, nu așa, da, post-mortem, cum se dau gradele la soldații noștri din Afganistan. Și ăla... Nu te puteai înțelege cu el. Tot timpul, nu mânca de luni, reușea să nu mănânce cumva luni de zile. M-am dus odată la el, am avut treabă prin Botoșani, deja eram plecat de acolo și m-am întâlnit cu el, hai să dormi la mine.
și m-a dus, casa lui era complet, complet goală. Avea un apartament, fusese profesor și a dat de la inspectoratul școlar. Repartiții nu avea absolut nimic. Nici era gaz, nici doar numai pereții goi pe care scria el cu un creion, scria poezii când îi venea. Și în dormitor avea un singur, avea, dacă zicea, o dormeză, un pad de la jalnic, cu piciorușe mici, cu arcuri, că m-a avertizat să nu stai pe colțul ăla și mă pun acolo, nici pe ăla, nici pe ăla. Dar de ce? Pac, că ți intru un arc în fund. E, tot săreau arcurile din dormeza aia. La un dat m-am dus în WC și stăteam pe WC acolo, făceam și eu niște exerciții de liniște. No, ca să insistăm, citez. Da, așa. Da. Și cum stăteam acolo pe WC, luă pe Horaciu că bagă capul din dormitor prin perete și văd un cap așa ieșind prin perete și mă, da, ce faci acolo? Peretele era spart și era înfundat cu o pernă și când se îmbăta ca să nu se deranjeze din pat direct, micționa, direcționa așa direct în baie și când i s-a părut lui că stau cam mult la baie și a scos perna, băcă capul pe acolo, de ziua că m-am speriat. Dar nu e neapărat o reclamă către, adică pentru spiritul boem, pentru era a fi stilul scriitor lui de, în era Botoșan. Stilul lui de viață. Reușea să scrie totuși poezii, să publice, dar trebuia să tragi mult de el, haide și mie o poezie. Toată lumea îl iubea și toată lumea îl evita totuși. Da. Toți îl admirau pentru talentul lui, pentru geniul lui, dar levita pentru că era un om imposibil. Era angajat la un ziar formal și se rugau ăștia, dă-și-mi un articol. Ăsta dăduse prin ianuarie un articol prost, scris la beție. Și ăștia prin martie îi mai cer, hai mai dă-ne unul. Și el zicea, întâi publică-l pe ăla. Era în martie deja. Nu te înțelegeai cu el. Odată a venit și mi-a încurcat literele la... A vrut să mă ajute să fac corectură. Eu atunci era cu plumb. A. Și mi-a scos literele și le-a așezat el cum credea. Ordinea. Nu se mai înțelegea nimic din ziar. Da, nu stăm neapărat rău, dar nici neapărat grozav așa. Adică povestirile sunt destul. L-am cunoscut pe prietenul meu Constantin Bojescu. Da. Care a fost și difuzat aici la Voicel cu poezia. Ah, da, da, da. Anii da, au trecut așa. Și ea ca la cum da. Fac pe mine caca. A avut o perioadă foarte rea în tinerețe, când chiar n-avea de mâncare și mergea prin piață și erau țărănțile alea, vindeau castraveți murați la borcan. Da. Și stătea cu ochiul pe borcan până îi mai rămânea alea un castravete sau doi. Și se ducea, doamnă, nu vreți să plecați acasă, chiar vă mai trebuie și castravetele alea. Sau o mână de cireșe sau un măr. S-au așteptat până termina castraveții și îi cerea moarea, zeamă. Ca să dragă, doamnă, moarea vă mai trebuie, că moarea nu se vindea, că aia vindea doar castraveți la bucată. Superb! Puneau băieții mână de la mână, da. Cumpărau șorici. Da. Era cel mai ieftin, încât se mai găsea. Acum e foarte scump. Era? Da. Da, atunci era ieftin. Și se duceau la el la garsoniera lui din Parcul Tineretului și făceau neavând nici ara. Garsoniera erau 3x3, da. Confort 14 redus. 16, da. Așa. Și făceau șoriciul ăla pe fierul de călcat. Era un fier de călcat mare, cu șamotă de la... Nu era cu buton ca acum, știi? Când îl puneai, se îndoia blocul. Se strângeau firele în el când îl puneai în priză. Și puneau șoriciul pe fierul de călcat și șoriciul ăla se încrețea și pac, l-a păsat cu piciorul ca să stea. Mâncau șorici de la. Într-un colț, din colțul acelei mici camere, era decupat așa o chicinetă. Da. Doi pereți de pe feleu, ăla era WC-ul. Dar era atât de îngust, încât în momentul când se ștergea la fund, trebuia să scoată capul afară, știi? Nu stăteam acolo, mai vedeai câte unul și când s-a plecat, scotea capul, ieșea de WC-ul. Iar că... Așa. La un moment dat, a zis, nu mai scoate capul de acolo. Și atunci, ca să nu mai scoată capul, a decupat în dreapta. Cum avea Horaciu gaur în da. Perete la dormitor ăsta, a decupat o gaură din peretele de la WC și ca să șteargă la fund, scotea un picior prin gaura aia de la... ca să nu mai scoată capul. Bun, cu această imagine vă lăsăm puțin să vă odihniți mintea și revenim imediat. Morning Glory, Morning Glory. Se crăcăna. Am făcut o
Ne întoarcem la sărăcia din literatura română sau sărăcia unor scriitori români de acum și de altă dată. Mai era cazul lui Bolintineanu, ne-a povestit domnul nostru Viorel Ilișoi, care are cărți, apropo, dar nu le dăm pe mocangeală, pentru că premiul, adică facem acest concurs inexistent cu premii și premiul este să vă cumpărați singuri o carte de pe site-ul editura.gri.ro cu autograf. Cu autograf de la însuși scriitorul care este invitat acum la noi în studio, Viorel Ilișoi, care în plus, pe lângă toate astelalte, mai scoate încă o carte de reportaje. Reportaje se întoarce. Sau da. Reportaje se răzbună. Titlu provizoriu. Da. Așa. Dar Bolintineanu înțeleg că a avut o soartă cel puțin la fel de rea ca aceea de care ne-a povestit mai devreme, a domnului Adexenopol, actualmente amfiteatru, da, și institut. Și el a fost participant la Revoluție și de asta a avut o viață de fugar, de exilat. Am trecut cu bicicleta pe acolo, pe la mormânt, pe la el, că nu-i dădeam foarte mare importanță ca poet. L-am citit în școală, am învățat chestia aia cu Mihai Viteazu, ca un glob de aur, luna strălucea, iar Mihai Viteazu oștele își strângea. Așa? L-am parodiat pe Bolintineanu de nu știu câte ori, că e ușor de parodiat, ceea ce a făcut genial și Cărtărescu după aceea. Dar trecând pe la mormântul lui pe acolo, m-am interesat, că sunt și acolo câteva rânduri. Omul a murit sărac, 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 sărac. Și nedrept și nedrept de sărac pentru ce a fost el în România acelor vremuri. Da. A fost pașoptist, a luptat la Revoluție, mă rog, a luptat cu armele lui. Da. După Revoluție a fost exilat împreună cu Bălcescu, cu toți ceilalți, s-a dus pe la Constantinopol, a migrat pe la Paris, a avut viață grea și colo și colo. A venit în țară, a ajuns ministru, era ministru de externe, îți dai seama, cum a fost Bombonel mai târziu. Era ministru de externe a unei țări abia înfiripate, era foarte greu să te duci undeva și să spui, dar tu cine ești, că nu te cunoștea nimeni, ca țară. Și el era ministru de externe. După aceea a fost ministru cultelor, a scris sute de cărți. Noi știm două sau trei. El scria foarte mult, că trăia din scris. Scria povești despre a românii lui, despre povești istorice, povești astea. Scria foarte mult. La bătrânețe și nu era chiar, totuși nu era chiar foarte bătrân, ne mai putea să mai scrie, n-avea din ce să mai trăiască și pur și simplu a murit de foame și ca să nu moară acasă, l-au luat și l-au internat la spitalul Filaret, dacă nu mă știu, la un spital din București ăsta, care era un fel de azil pentru săraci, așa. M-a impresionat că în registrul de intrare de la spital de acolo scria domnul Bolintineanu Dimitrie, fost ministru al cultelor, intrat fără haine. Și fără haine veniți acolo. S-a făcut o chetă publică, n-a dat nimeni bani pentru el, deși toată viața fusese ministru, poetul național și așa mai departe. I s-au scos lucrurile la vânzare, nu portărei, un fel de, cum se face, licitații, da, în beneficiu lui. Alexandrii i-a cumpărat cărțile și Costache Negri i-a cumpărat biblioteca mobilă. Și amândoi au cumpărat și au spus bunurile să-i rămână domnului Bolintineanu. Practic i-a dat niște bani să nu jignească pe om. Da. Dar în final a murit, deci după ce a cheltuit și banii ăia, a murit la Filaret acolo sau la spitalul acolo, se chema, nu mai știu exact și nu contează. În felul ăsta, a intrat fără haine, pentru că vai de capul lui. O țară n-ar fi trebuit să lase să se ajungă acolo. Acum, el e un caz deosebit. În general, scriitorii sunt niște oameni, cine ajunge să moară de foame, pentru că scriitorii sunt niște unii, sunt niște inadaptați. Cum era Horaciu. Da. El nu făceai om, el era sortit să moară așa. Dar există acest episod și în viața domnului nostru Viorel Ilișoi, ale cărui cărți le puteți lua de pe editura.gri.ro cu autograf de la autor, că îl cunoaște. Da. Am înțeles că într-o vreme scriitorul domnul nostru Viorel Ilișoi a locuit în cimitirul din Botoșani. În cartea Strălucitor, chiar la început, povestesc perioada asta când dormeam prin cimitir, prin gară, uneori și pe la prieteni, dar la prieteni nu mă duceam decât din trei motive. Unul, că iubeam, ceea ce nu se întâmpla și din partea lor spre mine. Da. Doi, că trebuia să mănânc undeva, când nu mai aveam ce. Și trei, destul de rar să fac baie.
Da. Destul de rar, nu că nu-mi plăcea să mă spăl, ci că așa erau vremurile, nu prea găseai. Dar am înțeles că aveați condiții și în cimitir acolo, era o cișmea. Vara mă sculam, doar aveam un loc în cavou acolo. La Mariana, am înțeles, o moarte prematură. Da, și în caz... ceva ce o de nedreptate care i s-a făcut e că s-a scris o poezie atât de tâmpită pe cruce și avea o poză frumoasă acolo totuși, merita mai mult. Da. I-am scris eu ceva, dar am pierdut. Da. Mă spălam la cișmea în cimitir, ieșeam de acolo aranjat, frumos, cu un buchet de flori în mână, găseam mereu. Mereu proaspăt, mereu flori, da, proaspăt în cimitir. Ieșeam cu flori, cimitir. Mă duceam la bibliotecă. Mirosea jerbă, domnul. Dădeam câte un buchet de flori acolo la bibliotecă. Ziceam că sunt proaspete și nemuritoare. Și stăteam acolo la bibliotecă. Băi, vezi că ce înseamnă să fii sărac? Iarna stăteam la bibliotecă, fiindcă n-aveam o să stau și de frig. Da. Și stăteam de dimineață, vineam primul acolo și stăteam, așteptam să deschidă ăștia ușa și stăteam la sala de lectură până se închidea. Și mai aveai cât un loc de muncă, pasager, poate mici colaborări, să spunem, colaborări pe Turturel, am înțeles, aveai o colaborare. Da. O perioadă am dormit în gară, aveam banca mea acolo, da. Până s-au prins milițienii, când mă vedeau noapte de noapte, m-au controlat în geantă, ce... Am povestit episodul cu... A început ăla să mă înjure, să mă ia, să mă duc, să mă închidă la secție, că-s vagabond. M-a controlat în geantă, avea numai cărți și o cămașă. Ce dracu faci cu atâtea cărți? Le citesc, ce dracu să fac? Aveam și niște caiete cu poezii și a început să mă insulte. Împucitule, mizerabilule, elementule, cu tare. La un moment dat, când a epuizat toate înjurăturile, a găsit insulta supremă. Băi, băi... Poietule, știi? Frumos. Am încărcat vagoane pe la... Când nu s-a mai putut de foame și când nici prietenii nu prea aveau ce să-și dea. Era la sfârșitul comunismului, nici ei nu prea aveau. Nici să-și dea de mâncare, nici de spălat. Mă duceam la câte unul și scotea apă din calorifer. Dar trebuia să știu ziua, ora, când era apă caldă în calorifer. Scotea niște apă ruginită de din calorifer și mă spălam cu aia și ieșeau roșu pe față și pe... cu oxid de fier. Am lucrat la siloz, la încărca vagoane, într-o perioadă, trimiteam grâu la export într-o perioadă în care în România se murea de foame. Eu însumi n-aveam... Jumătate din grâu României a fost trimis la export de Viorele Lișoi cu spatele. Eram scriitor de vagoane. Da. Că eram pentru puțini care știau carte pentru încărcătorii aia pe acolo. La siloz prindeam turturele. Vineau turturele iarna să ciugulească, fiind semințele acoperite prin curtea alea care curgeau din mașini, acoperite de zăpadă și săracele n-aveau unde să... Ca și tine. Le puneam undeva... Un cimitir. Le puneam într-un colț niște grâu și le prindeam cu o plasă, prindeam câte un sac de turturele și făceam comerț cu ele. Păi, îți dau turturica, îmi dai brânzica, îți dau turturele... Dar cine era interesat printre ăștia care aveau brânză să aibă și turturele? Nu se găsea carne. Le mâncau? Da, păi, dar... Eu crezut că le țineau în colivii sau ce? Nu. Doamne, ai mâncat turturele, Viorel? N-ai mâncat un borș de turturele. Deci, ai mâncat turturele? Dacă ți-a plăcut vreodată pieptul cuiva, să știi că al turturelei trebuie să-ți placă. Că nu puteai, n-aveai ce alege de acolo decât carne de pe piept și un pic de pe piciorușile alea. Dar era ceva mai mult decât de pe piciorul de broască. Vai de capul plus că meu, iarna nu se găseau broaște. Și câte turturele se puneau la o oală de ciorbă? 10, 20, câte depinde acum și de oală și de foame și de... Dar n-ajungeau 10, 20, că noi le dădeam pe băutură, pe alcool, pe... Făceam troc, înțelegi? Mai mergeam la țigane din centru și le dădeam câte un sac de semințe. Le aveam cu sacul. Da. Și ei le vindeau la cornet. Ei, cu un sac de la trăiam o săptămână. Dar vezi, poetul, în loc să strângă bani, să-și pună azi la cec un lec de leu de pui, mâine el va scoate pui, noi făceam praf banii aia, care erau mulți pe un sac de semințe, făceam praf într-o noapte. Ne adunam 10, făceam un chef și dimineața treceam toți beți și săraci. Și le duceam prin piață și, doamnă, marea vă mai trebuie? Că trebuia să ne și drege, știi, să... Da. Ne-a scris o ascultătoare să ne roage să te rugăm să ne povestești zborul cu avionul al domnului Mihai Codreanu. Am scris în... Unde e? În carte. În cartea Necunoscutul Mihai Codreanu. Să citească în carte ca să nu... Ah, bine, da, ok. El era orb. Da.
Sigur nu l-a pilotat, mi-a plăcut. Sigur nu l-a pilotat el. Da. Doamne ajută, da. E, da. E bine. Și ce alte modalități de întreținere mai aveai în afară de turturele și saci de semințe? Trebuie să recunosc că prietenii. Da? Oameni care mă apreciau, nu știu dacă... Aveam și prieteni care chiar mă iubeau în felul ăsta prietenesc și care și-ar fi dat și cămașa de pe ei. Doar că nu-ți venea. Atunci îmi venea orice, da? Acum nu. Ah, ok, bun. Bine. Da. Și trebuie să recunosc că am fost ajutat. Eu am încercat să muncesc, dar nu mă puteam adapta. De era ce? Greu să... Nu puteam să am un șef sau... Cum să fii șeful lui Lisuit? Nici acum n-am, vezi? M-am chinuit toată viața ca să ajung independent și să nu mă bârie nimeni la cap. Eu sunt un inadaptat adaptat. Așa mi-am, pare. Mi-am găsit într-un fel... Și ai și șef, ai Motan. Nu mai am. Nu-l mai ai? O, îmi pare rău. Nu mai am din august, dar n-am zis la nimeni. Că... Asta e adevărata știre. Viorel Ilișoi a rămas fără Motan. Da. Pare rău, îmi pare rău. Dar apare o nouă carte... Da. Și restul cărților sunt acolo și sunt la fel de savuroase și încântătoare cum este povestirea lui Viorel Ilișoi atunci când sunt tot, povestiri. Va fi o carte de reportaje numai, nu știu, titlul provizoriu nu e ăla pe care l-ai zis tu, da. Deși nu-i rău. Nu e rău. Ești bun de dat titluri. Da. Cred ceva oameni de lângă noi. Sau oameni pe care nu-i imaginam. Sunt personaje. Nu, asta e ideea. El va suna cu totul altfel. Sunt povești despre niște oameni. Deci nu despre analize politice, probleme generale. Povestea unui om. Personaje extraordinare pe lângă care trecem și noi băgăm în seamă. Nu e rău, nici așa. Într-o lună? Sunt povești. Zici? Cartea e dată la corectură. Acum să văd cât stă la corectură, cât stă la tipografie. Bun, oricum. Eu am terminat-o, am scris-o. Noi ne revedem, atunci te chemăm să mai arăți. Dacă mai vrei cu sărăcie, mai am. Păi te mai chemăm. Da. Na. Sărăcia nu se termină niciodată. Eu avem o bogăție de sărăcie, o bogăție de cazuri de avem sărăcie. Ce oferi lumii. Nu, da. nu suntem săraci în sărăcie, măcar. Da. Adică asta ne prisosește întotdeauna. Îi mulțumim domnului nostru Viorel Ilișoi pentru vizită și vouă vă mulțumim că ne-ați ascultat și sperăm că v-ați bucurat și că o să-i comandați cărțile pentru că vă ajută să ieșiți mai bine din iarnă, să vedeți și voi firul ierbii. Ieșind cum se bucură, cum se bucura și Viorel, nu? Domnul nostru Viorel, când înflorea cimitirul. Viorele, cum vindeai tu torturele. Îi mulțumim domnului Viorel. Ce parai cu ele. Așa, Ilișoi. Și să ne auzim cu bine și te așteptăm cu această nouă carte. Noi vă spunem la revedere și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața. Da, mă rog, eu zic că mai degrabă noi abia așteptăm să vă spunem și mâine la revedere. Morning Glory on Rock FM.